Astăzi vom reacționa la filme horror lansate săptămâna asta, la care 99% din oameni se sperie. Și vom începe, băi și fete, cu Serbian Dancing Lady 3. Bănuiesc, fraților, că dacă v-ați uitat la mine pe canal, ați observat că am mai reacționat la două părți din filmul ăsta horror și acum a apărut partea a treia, mai exact acum 4 zile, unde este vorba despre Serbian Dancing Lady. Ideea e, fraților, că este o legendă urbană din Serbia, că mergi noaptea pe stradă și vezi o doamnă care dansează așa, are un cuțit în mână și vrea să te omoare. Și a apărut și partea a treia. Hai să vedem care-i treaba, pentru că și că 100% o să ne speriem. Nu știu ce să zic, hai să vedem. Ok, bun, este muzică, desigur, pentru că dânsa dansează pe muzică, bro, nu dansează așa. Uite și pe ăștia doi. Oh, sunt două persoane de data asta. Mamă, ce tare, stați puțin, fați să dau și eu aici mai frig în cameră. Ok. Oh, uite, îi dă ceaca lui, bravo, frățiorul. Oricum o să muriți în următoarele două minute. Ce mai contează, dar totuși, drăguț. Până acum n-am mai fost niciodată doi. Deci, fete, hopa. Nu mai e muzică, ce s-a întâmplat? Creepy. Oh, ok, deci că au fost la un film și a zis, filmul nu a fost atât de horror. Face, ba da, a fost. Hopa, și cred că acum o văd pe aia. La ce te uiți? Oh my god, mamă, băi și fete, dar și, nu știu, arată horror rău de tot și costumația și tot. Asta o filmează, prostule, n-o filma, ca să-i și ideea să n-o filmezi. Pentru că se oprește și te largă cu cuțitul. Nu o mai înregistra, bro. Era un are un cuțit și te aleargă. Fugiți. Run, run. Fățioro, asta era ideea. Asta era ideea încă de la început. Ok, bă, cred că o pierdut-o, nu? Oh, shit, ok. Oh my god. I-o văzut sau nu? Go to the car. I'll lead her away. Cică, oh my god, fraților, deci băiatul se sacrifică. Cică, du-te la mașină pentru că ea o să vină după mine. Ce gentleman, bro. Over here, you dancing freak. Aici a ciudat-o. Ok, bun, hai, soră, mi-a dute la mașină. Frățiorul, ce faci? Frățiorul, fugi. Vezi că ai o scară în spate. Îi sună telefonul, bro. Mamă, ok, bun. Ok, frate, dacă nu eram așa de pregătit cum sunt eu întotdeauna să-mi iau un jumpscare, eram căcat pe mine. Dar din fericire sunt pregătit de orice jumpscare întotdeauna. Să deschizi mașina, let's go. Oh my god, te sună, babe. Hey, I made it to the car, where are you? Unde ești, babe? E muzica și apare la geam. Apare la geam. Oh my god, în spatele ei. Shit. Ok, și fraților, gândiți-vă că asta s-a întâmplat doar din cauza că prostul ăla a filmat-o. Nu trebuia să fac asta, bro. Iar următorul film horror la care vom reacționa, băi și fete, se numește The Gift și a fost postat acum 8 zile. Let's go. Dark Fun Original. Și descrierea este: a lonely her apartment, she received the harvest package, but the compatriot toy soon revealed its horrifying secret. Ah, ok, deși că este vorba despre o femeie care este, sau ceva ciudat, este vorba despre o femeie care este singură în apartamentul ei și a primit un pachet care părea inocent, ceva cu o jucărie, însă după s-a dovedit că nu e așa de inocent. Cică. Sora mea, ce faci, meditezi?
Ai grijă, sora mea. A sunat cineva la ușă. Încerca și a noastră să se concentreze, băi, și vede și a sunat cineva la ușă. Doamna Mogadam, da. Aveți un colet. Ok. Haideți, doamna Mogadam, că aveți un colet. Salut. Asta e coletul. Ce e asta? Eșantion. Coletul. Te rog să semnezi aici. Oh, bro, what? E un cactus de jucărie? What? Ce bro prostie aia? Mulțumesc, seara frumoasă. Bro, e un cactus de jucărie? Nu? Asta e. Un cactus de jucărie care vorbește. She's crazy these days, brother. She's crazy. Ce poate să fie Malevi? Adică, băi, și fete, mă gândeam la o păpușă care se transformă în om, în monstru și o omoară. Dar un cactus jucărie, bro, ce poate să fie atât de rău la un cactus jucărie? Cred că o să o deranjeze. I love you. Mă mare ochi, oh shit. Ce drăguț. Mamă, ce drăguț, mamă, dar ce tare e cactusul ăsta. Frățiorul, nu știu ce să zic de tine, da. Spune înapoi, sora mea. Nu cred că a terminat. Bă, dar ce mișto face, voi ați văzut? Ce tare face. Chiar mișto. Cred că o să evadeze, bro, de acolo de unde l-a dus. Dar nu poate să-l oprească, bro, să se scoată bateriile. Or some shit. Adică dacă o jucărie îți cântă și o pui într-o altă cameră, asta nu înseamnă că nu o să mai cânte? Ok, bun, asta e horror. I love you. Băi, băi, I love you, băi, băi. Aruncă la gunoi, sora mea. Bravo. Mamă, dar unde se duce? Ok, la gunoi, let's go. Let's go. Salam, salam, man mugadam hastam. میخواستم بدونم این بسته‌ای که امروز برای من فرستادین خانم مقدم ما امروز بسته‌ای برای شما نفرستادیم هوپا یعنی چی امروز نفرستادین یعنی اینکه Oh my god, băi, și fete, deci o fică doamna asta a sunat la poștă. Aici că sunt doamna Mogadam și vreau să discutăm despre pachetul pe care mi l-ați trimis astăzi. Și face, nu v-am trimis niciun pachet. Face, cum adică nu mi-ați trimis? Și a pus aia, I love you. Sora mea, I love you. Treaba devine serioasă. Oh my god. I love you. I love you. Oh my god, ce se întâmplă? I love you.
La ce se uită? E un spirit, ceva invizibil. Bă, ce nervant e. E înapoi al nostru. Bro! Sorry, mea, încearcă să plece, dar... Bro, dar care-i treaba cu cactusul ăla, man? Era pur și simplu o jucărie bântuită, că nu înțeleg. Și ce o să-i facă? Mamă, ce se aude, bro. Holy shit, ok. Ia uite, bă, a omorât-o, bro, uitați sângele. A, și-a venit cineva. Și-a luat jucăria. Oh my god, băi și fete. Scrieți la comentarii care credeți că a fost treaba cu cactusul ăla.